toate instituțiile deconcentrate, să încercăm să fim proactivi și nu reactivi. Adică să nu luăm măsuri după ce se întâmplă ceva. Asta este ideea. Doamna inspector șef, vă rog să prezentați materialul. Aș vrea să spun câteva lucruri despre autorizarea sanitară a unităților școlare din județul Vâlcea. În primul rând, aș dori să precizez că în momentul în care vorbim de numărul de școli neautorizate, de fapt vorbim de școli de ca și clădire, nu ca și școli cu personalitate juridică. Țin să precizez că se autorizează fiecare corp de clădire al unui PJ, inclusiv sălile de sport. Așadar, există situații în care școala în care învață cei mai mulți elevi să aibă autorizații, iar grădinița să nu aibă autorizații. Din situația pe care am întocmit-o noi și poate o să ne confirme doamna director, am găsit multiple motive ale neautorizării sanitare. Și aș ține să vă precizez câteva. Lipsa apei curente, în primul rând, grupurile sanitare necorespunzătoare, clădirile vechi în care funcționează anumite instituții, lipsa apei și canalizării, urmează să se facă racordarea sau nici măcar nu există un proiect de racordare. Spațiu insuficient sau, de exemplu, s-au construit clădiri noi care necesită anumite avize și abia apoi își pot obține autorizarea sanitară. De exemplu, avem un caz, eu n-aș dori să dau un nume de școli sau grădinițe. Acestea există în materialul pe care l-am prezentat la în instituția prefectului, dar aș putea să vă spun că o grădiniță funcționează în scara unui bloc de locatari. Timpul sanitar nu se află în interiorul școlii, datorită faptului că școala cu personalitate juridică nu are autorizație sanitară, atunci nici celelalte corpuri de clădire nu-și pot obține autorizația sanitară. Lipsa apei curente, după cum v-am spus, este cea mai prezentă, cel mai prezent motiv. De exemplu, avem un club al copiilor care nu funcționează în clădire proprie, iar un alt club al copiilor care este încă nefinalizat. Aici aș putea să fac o paranteză. În ultimele două luni au fost alocate fonduri de la Ministerul Educației pentru reabilitarea cluburilor copiilor, salatului și cluburilor copiilor. După cum bine știți, acestea sunt finanțate de către Ministerul Educației și nu de către consiliile locale. Câteva aspecte și o să termin. Lipsa unui grup sanitar potrivit, după cum v-am spus, există de asemenea și un liceu în județul Vâlcea care nu este autorizat. În materialul pe care îl am eu, se specifică faptul că deoarece apa nu este potabilă. Lipsa unei toalete în interiorul școlii și, bineînțeles, nu ascund faptul, într-un fel indolența și unor directori care au fost mustrați în ședința cu directorii pe care, ultima ședință cu directorii pe care am avut-o, dezinteresul anumitor directori de a depune documentația pentru în vederea autorizării. Le-am dat termen ca în următoarea perioadă să facă acest lucru, iar la 1 septembrie au ca sarcină principală să aibă autorizație sanitară. Da, vă mulțumesc, da.